E forfotă mare pe terenurile de floarea soarelui din țară. Agricultorii au început recoltarea semințelor. Potrivit lor, în acest an se așteaptă o recoltă mai mică din cauza secetei. Agricultorii din satul Rublenița, raionul Suroca, muncesc cu îndrăzneală ca să reușească la timp să adune roada pentru că ploile ar putea afecta calitatea semințelor. Recoltarea se face automatizat, așa că nicio semință nu se pierde. În acest an, combinele au ieșit mai târziu pe lanurile de floarea soarelui din cauza ploilor. Calitatea arată foarte bună, calitatea, dar e puțină, că nu au fost ploi. Îngrășămintea e scumpă, n-am avut de unii, dar am dat puțin. Motorina scunchește, munca noastră ieftinește. E uscată, e numai bună de pus în hambare. Roada în acest an este foarte slabă, la noi s-a băgat îngrășăminte, am introdus, ne-am stărăduit din răsputeri să facem și băghine, dar nu știu, nu se primește, nu se vine. Dacă anul trecut un kilogram de semințe era vândut cu peste 10 lei, în acest an prețul a scăzut. Precipitațiile care nu au căzut la timp și au influențat foarte mult la roada care trebuie să o căpătăm. Prețul este mic comparativ cu anul 2021, deci inițial a fost anunțat un preț de 10,85, apoi peste o zi de practică deci au căzut prețurile la 9,80, 9,50. Asta e un lucru care este alarmant și ne pune și noi la îndoială, deci finalizarea anului agricol. Recoltarea florii soarelui va dura până la sfârșitul lunii octombrie.